Gata, începe. Bună ziua tuturor! Acesta este un video ceva mai diferit față de ceea ce am făcut noi până acum. Răspundam la niște întrebări adresate de un jurnalist. Veți vedea cine și de la ce mass media. Și topicul este ceva care este foarte interesant și foarte de interes pentru toată lumea, chiar dacă la prima vedere are o audiență cât se poate de restrânsă. Și ne referim la dosarele, și citez din ceea ce mi s-a adresat întrebare, că în România sunt tot mai multe dosarele tratate superficial cu erori incomplete. Redeschiderea unor dosare închise este o adevărată minune. Și după un răspuns la acest topic, voi menționa mai multe eu personal, fără avocatul Artin Sarchizian, deoarece mă refer la cazul mezzosoprane Maria Maxim din Iași, unde Artin este avocat și bineînțeles că este limitat în a discuta deocamdată cazul, deoarece începe procesul chiar peste câteva zile. Deci, Artin, ni s-a cerut să ne prezentăm. Și îți dau ție cuvântul prima dată să te prezinți pentru cei care, cititorii din Iași, ca să spun așa. Da, cred că avem oportunitatea acum, Mihaela, să ne prezentăm amândoi ca făcând parte din aceeași nouă structură pentru România și aș putea spune chiar și pe plan internațional, da? Respectiv din cadrul Institutului de Științe Criminale. Da, o structură pe care noi am constituit-o și în momentul de față suntem în plină construcție, să zicem, da, și care își propune tocmai să abordeze problema criminalității din mai multe perspective. Eu aș zice că e o perspectivă integrată, o abordare de frontieră, de graniță, da, atât din punct de vedere juridic, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere neuroștiințific. Cred că e un element de absolută noutate această abordare. Dar continuând, sigur, și din punct de vedere psihologic, din punct de vedere chiar medical și așa mai departe, în așa fel încât să putem oferi niște răspunsuri concrete, atât cu privire la cauzalitatea, da, criminalității, cât și cu privire la tratamentul penal, să-i spunem, da, sau tratamentul ce trebuie aplicat celor care, mă rog, au alunecat pe această pantă a criminalității și care mai devreme sau mai târziu se vor întoarce în societate. Deci trebuie să înțelegem lucrul ăsta, că în momentul de față un individ care a greșit nu este eliminat pentru totdeauna din societate. Să spunem că este trimis în carceră, da, în penitenciar pentru o anumită perioadă de timp. E bine, mai devreme sau mai târziu, cum spuneam, el se întoarce. Întrebarea se pune cum se întoarce, însănătoșit din punct de vedere social sau dimpotrivă înrăit. Experiența ultimilor ani ne demonstrează că, într-adevăr, penitenciarul devine o bună școală, din păcate, pentru a-i forma pe viitorii criminali. Deci, dacă ai greșit odată și intri în penitenciar, din păcate ai toate șansele să ieși de acolo școlit, oricâtă rezistență ai avea tu ca individ. Și acum să nu înțelegem că, știu eu, mă transform într-un avocat al răufăcătorilor, al criminalilor. Nu, nu. Pur și simplu este o abordare, zic eu, cât se poate de pragmatică, cât se poate de utilă și cât se poate de realistă asupra problemelor cu care se confruntă sistemul judiciar românesc și, în general, societatea românească. Repet ceea ce spuneam mai devreme, câtă vreme te întorci în lume din penitenciar mai înrăit, mai periculos, cu siguranță faci mult mai mult rău decât poate ai făcut inițial în forma în care te întorci. Și, practic, tu, ca societate, ești dublu păgubit. De ce spun dublu păgubit? Pentru că, pe de o parte, anii ăștia de zile i-ai suportat șederea în penitenciar, practic ai plătit pentru șederea acelui individ și sumele nu sunt deloc mici, undeva la 2.000-2.500 de lei pe cap de deținut în România. Sigur, nu înseamnă că toți banii ăștia ajung către deținutul în cauză, dar ăsta este costul sistemului penitenciar, dincolo de costurile proceselor și așa mai departe.
Cum spuneam, deci banii ăștia sunt plătiți de fiecare dintre noi, da? Din bugetul public la care, în mod evident, contribuim fiecare, cum spuneam. Iar în momentul în care s-a întors, după ani de zile, el vine mult mai experimentat, mult mai format în sens negativ. De aceea spunea Mihaela că amândoi facem parte din acest institut de științe criminale care își propune să abordeze problema criminalului, crimei și a criminalității dintr-o perspectivă absolut nouă pentru România. Într-adevăr, nu e lipsă de modestie, dar asta este realitatea. În România nu a mai existat o astfel de abordare până în momentul de față. Conceptul de științe criminale a mai fost, să zicem, dezbătut în perioada interbelică. Profesorul Ion Tanovicianu, în celebrul tratat de drept și procedură penală, vorbește despre științele criminale, tocmai pentru a integra tot ceea ce înseamnă fenomenul criminalității, atât din punct de vedere social, din punct de vedere sociologic, din punct de vedere juridic, din punct de vedere psihologic și așa mai departe, însă nu a existat, într-adevăr, o abordare holistică, să zicem, integrată a acestui fenomen. Iată, în momentul de față, eu zic că vom reuși să asigurăm această abordare, care, într-adevăr, în străinătate se practică, tu știi foarte bine, Mihaela, însă în România nu. Evident că își vor găsi locul. Da, scuze-mă, și în paralel cu ceea ce facem, bineînțeles că suntem angajați de familiile victimilor care încearcă să afle exact ceea ce s-a întâmplat cu membrii familiile lor și să-i ajutăm pe cale științifică să-și dovedească ceea ce susțin în fața instanței. Așa este, pentru că în cadrul institutului vom avea colaborări, parteneriate și cu experți din țară și din străinătate, din segmentul criminalistic, forensic, da? Din absolut toate domeniile, pentru că aici echipa noastră este cât de cât fluidă. Deci nu avem numai din țară, din anumite domenii. Unul din experți îl putem numi, avem permisiunea doctorului Marius Chipurici. Avem și alți experți, nu am permisiunea să le menționez numele. Deja ne-au ajutat în rapoartele la cazurile la care lucrăm, dar în același timp putem aduce orice expert recunoscut internațional pe fiecare domeniu pe care îl abordăm, chiar într-o instanță din România. Și pe lângă componenta asta de cercetare, de, să zicem, componenta practică a expertizelor și așa mai departe, va fi și o componentă de formare, să-i spunem, nu neapărat educație, ci mai curând formare, unde tocmai cu colaborarea, sprijinul unor persoane destul de cunoscătoare în domeniul criminalisticii, criminologiei, neurocriminologiei, neuroștiințelor și așa mai departe, vom putea susține și o serie întreagă de activități cu scop educativ. Formator. Exact, educativ sau formator. Este o idee, cum spuneam, nouă, da, temerară, nu este ușor să intri pe... Să intri într-o societate unde problema penalului în general, criminalității, este privită în mod clasic divizat, deci fiecare pe partea lui, medicul legist pe partea lui, criminalistul pe partea lui, criminologul pe partea lui, juristul, avocat și așa mai departe. Nu ne băgăm unul peste altul. Asta este, din păcate, concepția clasică. De aceea tocmai această divizare, tocmai această individualitate a condus la marile erori despre care ai să vorbești și mai departe, pentru că, bună oară, dau un exemplu banal, da? În loc să lucreze împreună legistul cu criminalistul și atrage o concluzie comună, dimpotrivă fiecare își pune concluzia lui în condițiile în care este absolut imposibil, să zicem în cazul unui suicid, da? Să spună medicul legist că este suicid sau nu, de vreme ce nu ai și celelalte date, da? Culese, interpretate de către un criminalist. Asta este, dacă vrei, consecința muncii divizate, fiecare, cum spune românul, pe felia lui, da? Fără a avea o abordare integrată, să fie cu toții puși, cum se spune, la masă și să poată trage o concluzie în raport de interpretările pe care fiecare dintre aceștia le aduce. Și doar atât să-mi permiți, Mihaela, elementul care mie mi este foarte drag, să zic așa, sau abordarea foarte dragă, problema neurocriminologiei,
O abordare absolut nouă pentru România, aici trebuie să o spun la fel, fără modestie, pentru că, din păcate, foarte pe scurt așa, motivul pentru care o persoană este pedepsită este pentru că a gândit rău, greșit și a săvârșit fapta. Însă nimeni nu își pune problema dacă, în primul rând, gestul, comportamentul acelui individ este un gest cugetat, adică procesat, da? Adoptat în acele foruri ale creierului nostru care sunt responsabile de cogniție, de judecata rațională, sau dimpotrivă poate fi vorba despre un gest, un comportament adoptat ca urmare a unor structuri, să zicem, din creierul nostru, ce nu țin de zona conștientă, structuri, să zicem, subcorticale. Da? O problemă fundamentală, pe de o parte. Pe de altă parte, nimeni nu și-a pus problema dacă un om în momentul în care săvârșește fapta într-adevăr are deplină libertate de opțiune sau sunt situații în care câmpul opțiunii tale, câmpul să zicem liberului arbitru, posibilității de a alege între da și nu este atât de limitat încât aproape este inexistent sau redus așa într-o formă extrem de diminuată, cum spuneam, încât să nu se poată considera că este vorba despre una conștiență. Un probleme. Ca un spoiler alert la toate cazurile la care suntem implicați, asta nu se aplică. A fost îndeplină conștiință de ceea ce a făcut. Da, sigur, vorbesc că... Da, în general, te-ai vorbit în general. În general, da. Da, evident, asta nu pot să generalizez și nu este vorba aici de o apărare a criminalului, ci este pur și simplu de o abordare frontală a problemei criminalității și a comportamentului din punct de vedere criminal. Și a prevenției. Și a prevenției și al tratamentului pe mai departe ce se întâmplă. Și sperăm că aceste eforturi care le facem, cât de cât, mă rog, pasiune, efort, vor avea cât de cât o influență la cum se poate îmbunătăți activitatea de cercetare criminalistică în țară. O altă întrebare care mi s-a adresat până să trec la caz, și aici suntem rugați să ne prezentăm, de fapt cu asta am început, ca profesii ce suntem. Îți dau cuvântul din nou să te prezinți tu. Da, e, mă rog, nu-mi face foarte mare plăcere, nu mă simt foarte comod să-mi fac o prezentare, un laudatio. Hai să zic, pur și simplu avocat, să spunem. Da, într-adevăr, specializat da. Drepturile omului, da, și în segmentul penal. Eu, ca profesie, sunt criminal profiler, sunt certificată ca... analiză de investigații criminale, poliția din Toronto și o agenție americană. În aceeași agenție americană și poliția din Toronto, analiză de informații criminale, Orlando Sheriff și o altă sub umbrela unei agenții americane, sunt geographic profiler și sunt certificat ca specialist antitero, în care, bineînțeles, folosesc ca elemente psihologia, criminalistica și criminalitatea. Și vorbind de agențiile americane, de statul american, una din întrebări care mi-a fost adresată este că magistrații din Statele Unite și Canada plătesc pentru erorile lor. Și răspunsul este da. Ca să vezi diferența între noi cei de aici și cei din România, în Statele Unite un procuror este desemnat pe 4 ani. Și una dintre condițiile ca să poată să aplice să devină procuror este să dovedească că are o gândire foarte critică, foarte analitică. Desemnarea pe 4 ani este la sfârșit evaluată nu numai de comisia de alți judecători și procurori, dar în același timp cetățenii din jurisdicția din care face parte procurorul au dreptul să spună dacă îl mai doresc sau nu ca procuror. Și sunt anumite criterii care sunt folosite în a determina dacă un procuror merită sau nu să continue în această profesie. Acum s-a schimbat, sunt 55 de criterii, din ce în ce este mai greu. Și știu că în România, în momentul în care ești procuror, poți să ieși la pensie pe scaunul acela, indiferent dacă ai greșit sau nu. Și apropo, dacă greșesc magistrații din Statele Unite și plătesc pentru erorile lor,
Da și nu. La modul care se face diferența dacă eroarea, greșeala a fost neintenționată sau a fost intenționată. Acum se încearcă să se facă și în momentul în care tu ai greșit intenționat, pe lângă faptul că ți-ai stricat reputația și, după cum foarte bine știi, aici reputația la noi este cel mai important lucru, pe lângă faptul că îți pierzi serviciul, dar un lucru care este interesant acum, tu ca procuror, dacă ai greșit, ai făcut erori intenționate sau efectiv din lipsă de profesionalism total, acum partea vătămată are dreptul să ceară despăgubiri financiare, care îți dai seama ce ar fi în România. O altă întrebare care mi s-a adresat, cum vedeți sistemul de justiție din România în comparație cu celelalte țări? Tu cum îl vezi? Da, e o întrebare simplă, răspunsul e destul de dificil. Acum, într-adevăr, nu putem să generalizăm. Ar fi o greșeală din punctul meu de vedere să spunem că toată justiția este defectuoasă și așa mai departe. Am întâlnit, într-adevăr, și judecători care își merită numele, statutul și tot respectul în acea poziție de judecători, dar este tot atât de adevărat că am întâlnit și nu puțin la numer și angajați la judecători. Eu nu le-aș spune judecători, celor care, chiar dacă stau pe acel scaun al dreptății, al judecătorului, atâta vreme cât nu te comporți, cât nu ai statutul unui judecător, cât nu ai autoritatea și nu capeți respectul nostru pentru a fi numit judecător, eu nu te pot considera decât ca fiind un simplu angajat la judecător. E o mică, foarte mare diferență între cele două. Pentru că, apropo de ce spuneam mai devreme, de modul în care trebuie abordată problema criminalității, în general, nu este suficient să ai știință de carte pentru a decide, să zicem, soarta unui om sau pentru a lua o hotărâre, chiar și într-o cauză simplă, civilă, da? Ci e necesar să ai și o experiență pe cât se poate de bogată de viață, în așa fel încât să înțelegi ce s-a întâmplat în acel caz. Pentru că tu nu judeci o faptă, tu judeci un om. Tu nu judeci o speță, judeci o felie, dacă îi putem spune așa, de viață a unor oameni. Și de hotărârea pe care... Exact, și de hotărârea pe care ai s-o iei tu, într-adevăr poți da satisfacție victimei sau poți revictimiza acea victimă, scuzi repetiția. Pentru că am observat în acești ani de profesie pe care i-am exercitat că uneori e tot atât de grav, de greu de suportat frustrarea pe care ți-o creează ție ca victimă, acest sistem, acești ani de judecată, întocmai ca și fapta în sine. Apropo de cazul despre care se vorbiți tu, aici se vorbești tu și pe care le-am abordat împreună, oamenii aceia sunt, cum să spun eu, dublu îndurerați pentru faptul că văd pe de o parte cum li se râde nas, da? De către acei făptași și pe de altă parte văd că se adresează unui sistem care, din păcate, de foarte multe ori îi ignoră. Ori setea asta de dreptate este dureros, aș putea spune, de corozivă. N-aș merge până într-acolo încât să spun că e mai grea decât pierderea în sine, dar este comparabilă cu ea. Și aici cei care fac dreptatea, cum spuneam, au o mare responsabilitate. Pentru că a fi indulgent cu făptașul înseamnă a fi crud cu victima. Pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă mutăm așa un pic unghiul de analiză, e foarte ușor să-l transform pe făptaș în victimă. Dacă îi aplici o pedeapsă disproporționat de mare față de ceea ce a făcut, cu siguranță individul ăla va deveni victimă. Nu numai că nu va înțelege nimic din pedeapsa pe care i-a aplicat-o, dar îl va înrăi atât pe el, cât și pe ceilalți care vor spune: ia uite ce nedreptate i s-a făcut lui X.
dau un exemplu banal, să ieșim din zona asta a criminalității mari. A furat, nu știu, mi-aduc aminte de un caz, o mamă a furat două batoane de salam dintr-un magazin celebru din București și a fost condamnată la 4 ani de închisoare. A furat pentru a duce copiilor de mâncare. Sigur, este un furt, dar în condițiile în care îi dai o pedeapsă atât de aspră, fără a lua în considerare ce s-a întâmplat în mintea acelui om, în disperarea acelui om, și până la urma urmei instinctul de conservare, instinctul de supraviețuire, furtul sigur, nouă de pe scaun așa liniștiți, ni se pare o faptă absolut abominabilă, condamnabilă, reprobabilă, dar în momentul în care nu ai ce mânca, nu numai tu, ci și cei care te așteaptă acasă, gândești altfel. Nu mai gândești acel rațional. Te gândești acum 4 ani de închisoare unei mame care a furat mâncarea pentru copii, în condițiile în care pentru o speță quasi similară în Italia, Curtea de Casație de la Roma a dispus achitarea tocmai pe considerentul că a fost un gest într-adevăr criminal, dar într-o stare de nevoie acută, da? Tocmai de supraviețuire. Este evident că omul ăla numai că nu înțelege nimic din ceea ce din pedeapsa care a fost aplicată, dar va fi frustrat. Ai toate șansele ca pe omul ăla să-l arunci, aruncându-l în penitenciar, să-l întorci în răit. Și în același timp copiii să crească, să aibă o perioadă fără mamă. Bineînțeles, evident, că lanțul săbicinilor acum o să fie din ce în ce mai mare. Efectul este pe termen foarte lung. Dar dacă vorbim de pedeapsă, eu o spun ceva mai, ca să spun așa, mai pe franc, eu urmăresc pedeapsa maximă pentru toți cei la care suntem implicați la caz. Pentru că studiind dosarele, efectiv nu au avut nicio scuză, nicio motiv, ca să spun așa, să comită crimele respective. Deci ei nu au avut nicio scuză. Și vorbind de cazuri, acum să revenim la cazurile noastre, o altă întrebare este: care credeți că sunt cele mai mari greșeli care duc la blocarea atâtor cazuri în justiția românească? Și noi doi, mereu când am stat de vorbă, am menționat indolența cognitivă a anchetatorilor, indiferent că sunt de la poliție sau de la procuratură. Și asta o spun cel puțin, i-a acuz pe absolut toți procurorii, eu personal i-a acuz pe toți procurorii și anchetatorii de la cazurile la care sunt implicate de această indolență cognitivă. Un alt motiv pentru care tu crezi că sunt atâtea cazuri nerezolvate sau închise cu un verdict greșit, un alt motiv care este? Mihaela, cred că mulți care ne privesc acum, sau dacă ar fi să fie întrebați mulți oameni, s-ar grăbi să spună, și nu ar greși în mod evident, s-ar grăbi să spună neștiința. Eu însă îndrăznesc să spun că neștiința nu mai poate să ocupe un loc fruntaș în ceea ce privește eroarea judiciară. Pentru că în zilele de astăzi, a fi neștiutor înseamnă a fi ignorant. De ce? Pentru că avem acces la un ocean de informații, încât numai dacă nu vrei, nu capeți acea informație de care ai nevoie. Sigur că da, n-ai ce căuta pe acea poziție dacă nu știi. Dar, mă rog, trecând peste detaliul ăsta, să spunem că se nimerește să fie un necunoscător într-o poziție cheie, într-o anchetă. Ei bine, cum spuneam, are toate posibilitățile din lume, printr-un simplu click, da, să se intereseze, să apeleze la cei specialiști. Și chiar vorbeam mai devreme, sau vorbeam de ună și te întrebam pe tine, până la urmă, ești o persoană cu notorietate, un specialist cunoscut în România, cu expertiză în străinătate, de cea mai înaltă ținută și calitate, și te întrebam, înțeleg că te sună zeci, sute de oameni să te întrebe, oameni avocați, mă rog, simpli cetățeni, dar un procuror, un polițist te-a sunat vreodată? Nu. Bun.
eram convins, de fapt știam că ăsta este răspunsul. Și sunt tot atât de convins că nu te-a sunat, nu pentru că nu ar fi avut nevoie de o informație. Știu că te sună experți, criminaliști, medici legiști și așa mai departe, de ceea că te se poate. Ci pur și simplu avem acel ego, avem acea mândrie a noastră, atât individuală cât și instituțională, da? Care ne împiedică. Și mai e un fenomen ciudat, straniu. De fapt, nu este atât de straniu, pentru că, din punctul meu de vedere, este o reminescență din trecut. Ne întrecem sau se naște un adevărat concurs de verdicte. Adică nici n-am ajuns aproape la fața locului, nici n-am văzut bine ce s-a întâmplat, încât fiecare dintre noi deja pune un verdictul, mă refer la anchetatori. Nu, da, și verdictul a fost dat la absolut toate cazurile, fără excepție, inclusiv la cazul Mariei Maxim. Verdictul a fost dat de persoana de interes, ca să nu-i spun suspect. Exact. Exact. Acel verdict a fost preluat de procurori care, efectiv, uite, o întrebare pentru care mi s-a adresat pentru cititor, ce noutăți aveți? Și apropo de greșelile procurorilor și anchetatorilor, dosarul Mariei Maxim este un dosar maculatură. O groază de hârtii, declarații, fișe medicale, raport de necropsie și așa mai departe. Și atât. Apoi s-a dat un verdict de accident. Absolut nimeni, nu din anchetatori, din procurori, din care erau interesați să facă lumină în acest caz, și mă refer la autorități, nu a avut o scurtă analiză a tuturor actelor care există acolo. Nici din punct de vedere psihologic, nici din punct de vedere criminalistic, nici din punct de vedere medico-legal. Deci, întreg dosarul pe care se dă un verdict este o maculatură de hârtii. Și cu asta ei și-au făcut treaba. Da, spunea Mihaela că se naște acel, sau se iscă acel concurs care dă primul verdictul. Și în momentul în care ai dat verdictul, ca să demonstrezi că ai flair, la fel, și treaba asta cu flairul. Dom'le, eu sunt de acord că flairul sigur trebuie să existe pentru anchetator, dar nu te poți baza pe flair. Nu poți da o soluție într-un dosar pe flair. Am ajuns în momentul sau în situația în care, vorba aceea, avem știință în ceea ce înseamnă anchetă. Interpretăm absolut tot. Avem aproape posibilitatea să descopere absolut orice detaliu al anchetei, microurme și așa mai departe. Nu mai poți merge pe flair, cum era celebru Ciacanica înainte, polițiști și așa mai departe. Tot respectul, atunci sigur că se mergea pentru că nu existau acele mijloace de investigare, dar suntem într-o epocă și într-o situație total diferită. Și în mod evident, dacă tu ai spus ca procuror sau ca polițist judiciarist, ăsta este, s-a sinucis sau accident, tu vei avea tendința naturală de a vedea doar acele probe ce-ți confirmă ție concluzia pe care dinainte ai emis-o, de fapt, concluzia. Ai emis-o și dintr-o lene cognitivă, ca să spun așa. Exact. Nici măcar nu e o concluzie, că o concluzie trebuie să vină la final, în mod logic, după un silogism, după un raționament. Tu, practic, ai făcut o preconcepție. Practic, ți-ai zis părerea. Zicându-ți părerea, tu, natural, vei, nu doar că vei căuta, ci vei vedea, vei avea acea vedere, să zicem, selectivă, discriminatorie, aș zice, vei discrimina probele și vei vedea exact ceea ce se încadrează în spectrul tău, a ceea ce ai spus. Tot ceea ce se leagă cu suicidul, tot ceea ce se leagă cu accidentul sau mai știu eu ce alte culpă sau știu eu ce alte situații de genul ăsta. E, zic eu că această, de aceea spun că alături de indolență, această preconcepție, să zicem așa, cu care se pornește în anchete, este extrem de nocivă. Eu aș zice chiar că parazitează, dacă nu chiar compromite, da? Un dosar, o anchetă. Pentru că așa cum ai pernit, dincolo de faptul că pierzi timp și sigur pierzi niște probe esențiale care nu se pot face în general decât într-un anumit timp, cât mai aproape de momentul săvârșirii faptei, de momentul la care este descoperită victima și așa mai departe,
Deci pierzi niște etape esențiale de aur, le-aș spune eu în ancheta respectivă, tu practic omiți alte versiuni care pot în final să fie cele reale. De aceea spun, această idee, această variantă de a merge cu o idee de la început, mie mi se pare extrem de păcătoasă și de ruinătoare, aș putea spune, pentru multe anchete românești din România. Exact cum, cum se spune, mor cu dreptatea mână. Victima este la 2 metri sub pământ, familiile suferă în continuare și numai din punct de vedere financiar, dar sunt victimizate de autorități, efectiv. Nu mai spun de timpul pe care îl alocă și ani de zile de, de luptă în zadar. Și de aceea am format echipa și echipele care putem să le aducem și în afară ca să ajutăm aceste familii victimizate de autorități. Și acum mi se adresează niște întrebări despre cazul Mariei Maxim. Deci așa cum am spus, și eu personal o spun, tu nu-ți mai dau cuvântul acum pentru că ești avocat la caz. Este un dosar în care s-a dat un verdict fără niciun fel de analiză, fără niciun fel de demonstrație științifică la ceea ce s-a susținut că a fost accident pe scară. Așa este cunoscut cazul, a fost un accident pe scară. Și o spun foarte clar, scara trebuie eliminată. Scara, de fapt, la caz a fost o metodă de a scăpa de violența soțului, a mezosopranei. Și asta o voi dovedi în alt video. Și voi dovedi științific când vorbesc lucrul acesta. Și sunt întrebată, și aici te rog pe tine să răspunzi, credeți că argumentele prezentate ar fi suficiente pentru deschiderea dosarului de omor? Sunt elemente de noutate care să convingă judecătorii să reia cercetarea asupra suspiciunii de crimă? Da. În cazul ăsta nu discutăm despre o redeschidere a dosarului, pentru că dosarul teoretic nu s-a închis în momentul de față. Ci trebuie demonstrat că concluzia la care a ajuns procurorul este una greșită și că, de fapt, ceea ce trebuia să facă, respectiv să descopere adevărul, este evident că nu a făcut. Sunt așa numitele carențe în anchetă, într-atât de grave, încât sunt vizibile, cum s-ar spune, cu ochiul liber. Dar apropo de acea scară, din păcate, vezi tu, gândim foarte simplist uneori noi, în juriștii, să zicem, în acest domeniu. Dacă avem un termen cu care mintea noastră asociem, deja tragem o concluzie. În cazul ăsta am avut scara, am zis gata, este accident, lovituri, scara, accident. Am tras concluzia fără să știm ce s-a întâmplat acolo. În cazul Mădălina Manole, da? Ce s-a spus? A cumpărat o travă cu nu știu cât timp înainte? Am mai asociat cu faptul că nu prea mai era chemată pe la televizor sau chestiuni de genul ăsta, nu mai era așa în prim plan? Sinucidere. Iertați-mi fie cuvântul, dacă merg și eu și iau că am nevoie de o travă în casă, știu, pesticide pentru curte și așa mai departe, asta înseamnă că mă sinucid? Dacă nu mai sunt chemat la televizor sau nu mai sunt în prim plan, asta înseamnă că mă sinucid? Ce gândire simplistă, da? Ce gândire simplistă. Și multe alte cazuri în care numai un element pe care să-l asociezi în mintea ta este suficient pentru a te determina să tragi o concluzie. Ăsta nu este mod de abordare. Cum spuneam și mai devreme, justiția se face pe bază de probe. Problema însă este că probele alea trebuie găsite. Și din păcate, uneori, nu numai că nu sunt văzute, ci nu se vrea a fi ignorat total. S-au ignorat total. Aia, nu se vor a fi găsite acele probe. Pentru că ele sunt evidente. Ele sunt țipătoare. Ele transpar cu ochiul liber, cum am mai spus o dată. Da? Dar dacă tu le ignori, dar dacă tu nu-ți bați capul să le vezi, aici este marea noastră problemă în România, din păcate, tocmai că nu avem o răspundere efectivă a magistratului, dar, repet, sunt și magistrați, sunt și procurori, judecători, care își fac și judiciariști, polițiști, care își fac treaba cum trebuie. Da, nu contez lucrul acesta, dar da, eu m-am referit acum în special la cei de la cazurile la care sunt implicată.
Și astea, din punct de vedere, pot fi cazuri școală pentru modul în care nu s-a dorit să se descopere adevărul. Nu s-a dorit, nu știu care a fost motivul, și unul din motive a fost pentru că a face o investigație înseamnă un efort pentru mine ca procuror și postulam, nu sunt tras la răspundere, mortul nu-l mai aduce nimeni înapoi. Aceasta este mentalitatea, ca să spun așa, a multora. Și mortul e de vină întotdeauna. Și mortul, da, și mortul e de vină. Și mi se, deci elementele de noutate, dar avem elemente de noutate la caz, da, și le veți afla în foarte scurt timp. Și o altă întrebare este, credeți că expertizele medico-legale oficiale au clarificat ceea ce s-a întâmplat cu mezzosoprana în noaptea aceea fatidică pentru ea? Despre expertize medico-legale, aici îmi permit eu să spun, nu-ți dau cuvântul pentru că ești avocat la caz, dar avem expertize ale unor oameni de știință pe care, niște în domeniu medico-legal, în care, pe care nimeni nu le poate contrazice științific vorbesc. Tot ceea ce facem la cazul acesta și la fiecare în caz în parte este pe bază de știință. Deci, ceea ce avem este cu totul în favoarea noastră și eu personal spun că mezzosoprana nu a avut niciun accident, a fost ucisă cu sânge rece. Și apropo de această ucidere, prima dată când am preluat dosarul, ca să spun așa, expresia mea a fost, capul ei a fost minge de fotbal. Un alt specialist, nu am voie să dau numele lor, a spus creierul ei a fost făcut șnițel. Un alt expert care este la caz a spus că a bătut-o până nu s-a mai putut, până a obosit. Deci, lovirile la cap. Și aici pot să spun că avem dovezi științifice și urmează un video cât se poate de curând în care voi arăta biomecanica rănilor la cap și că absolut toate loviturile care le are nu are absolut nimic cu scara. Absolut nimic. Scara a fost o modalitate de a scăpa de violența soțului, care a început, apropo, sus în camera ei la etaj și s-a terminat jos la parter. Și apropo de criminaliști și de acest caz, și am observat asta și la alte cazuri. De exemplu, fotografiile la locul crimei, cum au fotografiat strada, casa, din afară și așa mai departe. Au dat atenție la toate aceste amănunte, la casele vecinilor și așa mai departe. Au intrat în casă, au făcut o fotografie la intrare, unde au considerat necesar, dar în același timp le-au făcut fotografie în camera victimei, dormitorul victimei. Nu sunt fotografii din alte camere. Sunt niște urme pe Marii, pe Soprană, care ne arată că a fost lovită cu un corp. Cu un corp foarte dur, apropo aici de diferența cu și de un corp. Și asta ne arată că, de fapt, dacă ei aveau fotografiile din toată casa, la absolut fiecare colțișor a casei, noi puteam să avem o idee cu ce a fost lovită. Știm că a fost lovită cu ceva, încă nu am determinat exact obiectul în sine. Dar este foarte vizibil. Deci, aici o greșeală pe care eu consider că anchetatorii o fac. Legiștii au un vocabular anume. Când spun, de exemplu, victima a fost probabil lovită cu sau de un corp dur. Și aici sunt două variante și fiecare variantă te duce pe o altă pistă. Cum de nu acești procurori, anchetatori, nu spun absolut nimic despre fiecare variantă în parte? Păi, exact ce discutam mai devreme. Sigur că noțiunea asta cu sau de un corp dur, adică lovire activă sau pasivă, te-a lovit sau te-ai lovit, mai pe românește fiind spus, e destul de echivoc, de acoperitoare, aș putea spune, pentru că până la urma urmei nu trebuie să fii legist să dai seama că o vână ta este produsă printr-o lovitură. Cum s-a produs lovitura, mecanismul, evident că sunt două variante. Te-ai lovit sau te-a lovit. Logic.
Dacă ar fi fost vorba despre o echipă mixtă, legist cu criminalist și să interpreteze absolut tot ce s-a întâmplat în acest caz, sau în general în orice alt caz, nu ai mai fi ajuns în postura asta să decidă procurorul te-a lovit sau te-ai lovit, ce ar fi trebuit să tragă ei concluzia, acele expertize mixte, criminalistic și medico-legal, și care coroborând sau interpretând cam tot ce s-a întâmplat acolo să poată spune în mod clar ce s-a petrecut, modul în care s-a produs acea leziune. Sigur că aici, în cazul ăsta de la Iași, e destul de evident cam cum s-au produs acele leziuni, că nu prea poți să te lovești în mod pasiv și să ți se cauzeze niște leziuni atât de profunde. Dau un singur exemplu, suborbitalul ăsta aici. Dacă te loveai de colțul scării sau știu eu ce, păi era o leziune vizibilă cu imprimarea acelui colț, da, acelui colț, acelei muchii a treptei. La fel este o zonă protejată aici, da, de arcadă și celelalte structuri anatomice proeminente. E imposibil să te lovești în mod pasiv. Este evident că aici discutăm despre o lovire activă sau, știu eu, produsă de o hemoragie și așa mai departe. Însă, cum spuneam, medicul legist în mod evident ar trebui să tragă niște concluzii ferme, clare, și atunci când încă rămâne acea zonă de echivoc, să-l cheme pe criminalist și să facă o interpretare comună și să poată da o concluzie clară. Aceste diagnostice de între și aia și aia nu prea pretabile pentru o anchetă serioasă. Din câte am înțeles de la câțiva legiști din țară, de exemplu, și aici se fac iar foarte mari greșeli și am exemple la cazurile noastre. De exemplu, poliția sau coroner, cine vine, ia cadavrul, duce la morgă. Deja se spune, uite, accident pe scări, victima cutare, accident pe scări. Și sau s-a spânzurat, sau a avut accident, sau s-a împușcat din greșeală, apropo de cazul Ionuț. Deci, în momentul acela s-a dat verdictul și medicului legist, care o să vezi în raportul de necropsie că menționează exact verdictul care i s-a dat. Nu există ca un legist în România, la fața locului, să aibă detectivul sau, mă rog, anchetatorul de la caz, să-i arate locul crimei, să-i arate exact ceea ce s-a întâmplat. De exemplu, la raportul de necropsie a lui Mari, care decesul ei a intervenit după atâta timp, la 6 luni, a scris accident pe scări. Da. Nimic din ceea ce exista la raportul în ziua aceea autopsiei, nimic nu arată căderea pe scări. Că s-a luat după fișa medicală cu care a fost internată, dar ăsta a fost ceea ce a fost luată de salvare, ce a spus persoana de interes, ca să nu zic suspectul, soțul ei. Am găsit-o căzută pe scări. Și apropo de căderea pe scări, soțul care dormea nici nu a menționat, poate a fost cineva care a bătut-o. Nu? De unde știi că a fost căzută pe scări? Că tu ai un intrus. Da. Varianta unui intrus. Da, pentru că a fost găsită departe de scări. Deci sunt multe lucruri mărunte, ca să le spunem așa, care efectiv fac o diferență la un caz. De exemplu, haideți să luăm cazurile lui Coco, manechinului Boteș și Corina, educatora de la Gurașudii. Ce spun legiștii? Zgârieturile după picioare sunt formate în convulsia aceea, în momentul în care îți dai viața, da? Dacă legistul ar avea cea mai mică idee, o fotografie a locului faptei, va vedea că acest lucru este imposibil în acele cazuri, deoarece există o distanță între picioarele victimei și așa zisele locuri în care cineva cică s-a spânzurat. Doar dacă victima făcea șpagatul așa puțin în aer și se lovea de se zgâria de ce era împrejur. Deci aceste mici, ca să le spun, detalii, tu ca legist să ai idee de fața locului, de ceea ce s-a întâmplat acolo, nu de verdictul care ți se dă, atunci poate și raportul tău de necropsie va face mai multă lumină pentru un anchetator, ca să poată să facă o anchetă cât de cât profesionistă.
Așa este. Și nu numai că va face lumină, dar cel puțin nu va întuneca. Pentru că vedem foarte bine cum în majoritatea cazurilor expertiza medico-legală, în mod evident, este hotărătoare și de dacă vii cu o expertiză atât de lacunară, atât de superficială sau ai omis anumite aspecte esențiale, cum spuneam, nu doar că nu faci bine, dar nici nu permiți să se facă de către alții acel bine. De aceea spun întuneci, practic poți să compromiți ancheta. Și da, medicul legist este responsabil de calitatea unei anchete și în egală măsură trebuie să fie ținut responsabil pentru compromiterea anchetei. Pentru că sunt foarte multe rapoarte de expertiză medico-legală sau lucrări medico-legale făcute de mântuială în care probe esențiale nu au fost consemnate, aspecte esențiale nu au fost consemnate sau chiar au fost compromise. Și atunci, cum spuneam, tu faci rău acelei anchete. Deci nu ești într-o poziție, să zicem așa, de neutru. Dom'le, n-am făcut bine, dar nici rău. Nu. Tu chiar faci foarte mult rău. Și apropo de medicii legiști, o mare problemă în România, nu se permite accesul unor experți, să zicem, din străinătate, pe care părțile și pot alege, da? Participarea unui medic legist este condiționată de înscrierea lui într-o listă ținută de către conducerea INML-ului, Comisiei Superioare INML, ceea ce mi se pare absolut injust și inechitabil. Păi dacă eu vin cu un expert parte, eu îl aduc, eu îl plătesc pentru a mă asigura că cei care fac expertiza își fac treaba acolo. Într-un fel să-i supravegheze, da, pe acei experți. Păi tu dacă îmi cer ca expertul meu să fie autorizat de tine ca să te supravegheze pe tine, practic mă pui în imposibilitate de a mai veni într-adevăr cu un expert absolut independent. Pentru că e autorizat de tine, acea autorizație sau, mă rog, ținere, trecere în lista respective, oricând poate fi modificată. De aceea, însă și această condiționalitate, din punctul meu de vedere, afectează în mod esențial, da? Accesul și dreptul la un proces echitabil, a avea un expert independent, consilier parte, înseamnă a-mi alege eu orice medic legist din țară sau din străinătate, care poate sau nu... Care este acreditat, bineînțeles, pentru astfel de expertiză. Sigur, bineînțeles, că medic legist cu acreditările necesare de către cei care trebuie să-l acrediteze, dar să nu-mi condiționez să fie înscris în lista ta INML-ului, pentru că deja atunci îmi restrângi și chiar până la urma urmei exact și îmi încași dreptul, dar până la urma urmei am și un pot pune în mod legitim un semn de întrebare. Dacă e musai să fie dintre aceia pe care i-a gres tu să-i aduc să te verifice pe tine, pe atunci de ce îi mai aduc? Și se nasc niște întrebări, evident. Da? Sunt convins că sunt foarte mulți medici legiști de bună credință și indiferent de pe ce liste sunt își fac treaba, dar totuși eu am dreptul să mă îndoiesc. Am dreptul să-mi pun anumite întrebări. Sau am dreptul la a doua opinie din partea unui expert independent internațional care efectiv nu este legat de... Care să nu aibă nicio legătură cu sistemul INML. Da. Ca să nu zic că ar trebui să avem laboratoare private sau cel puțin independente care să poată face aceeași treabă pe care o face INML-ul. De ce toate lucrările să meargă la INML? Da? Și asta e. Sau pur și simplu vreau expertiză să o facă în străinătate. Multe aspecte trebuie schimbate în sistemul ăsta al medicinei legale, care, repet, chiar dacă este, mă rog, un cadru căruia activează o serie întreagă de profesioniști, totuși nu este departe de critică. Și sunt destul de blând cuvinte. Eu niciodată nu m-am ferit să aduc critică la ceea ce am observat că nu este total în regulă și de aceea aici sunt cu acest, să zic, interviu. Urmează să fac video acela cu cum a fost ucisă Maria Maxim. O să vorbesc pe
științific, dar pe înțelesul tuturor. Și suntem pregătiți să facem și acest video, suntem pregătiți și cu expertize științifice și medico-legale și în tribunal. Deci, eu personal aștept ca anchetatorii care au fost la casă să mă contrazică, dar nu să mă contrazică științific, la asta mă refer, care nu cred că o vor putea face. Da, dacă justiția s-ar baza pe știință, cu siguranță lucrurile s-ar rezolva. Din păcate, în momentul de față, justiția se bazează pe în foarte multe cazuri și pur și simplu se merge pe ideea nu sunt probe, nu putem să-l trimitem în judecată. Păi nu sunt probe pentru că nu ați vrut voi să le luați, să le vedeți sau că le-ați compromis. Sunt probe. Problema sunt toate dosarele la care în general vorbind. Da. Dar au fost total ignorate. Da. Compromise în și în cazul ăsta sigur că erau ignorate, evident. Da, inclusiv la cazul... Și în multe alte cazuri sunt evident. Da. Sigur. Sunt niște cazuri, să zicem, speciale pentru că au fost oameni care să vină cu expertiza și să... Și familiile, evident, s-au implicat și au susținut tot ceea ce înseamnă strângerea acestor probe. Dar câți dintre oameni au acces la informație? Câți dintre oameni au energia necesară? Eu nu mă refer acolo la bani, mă refer la energia necesară să susțină un asemenea proces. Nu foarte mult. Și atunci oamenii ăștia chiar n-au niciun fel de șansă. Asta e realitatea curentă pe care o vedem cu toți și trebuie să o recunoaștem. Și apropo de acești oameni și de restul oamenilor, pentru că așa cum am spus la început, acesta este un domeniu cu audiență foarte restrânsă, da? Dar fiecare dintre noi trebuie să știm aceste lucruri, pentru că schimbările se fac nu numai de către cei din legislație sau de un anumit caz, creezi un precedent, dar gândește-te că oricare dintre noi putem să fim în situația acestor familii care se luptă cu injustiția, care sunt victimizați din nou. Cu un sistem, exact. Deci schimbările trebuie pornite de la absolut noi toți. Pentru că atunci când acum stai foarte lejer pe un scaun și urmărești acest video, doar așa din pură curiozitate, poate chiar și l-ai închis la un moment dat că nu te interesează, tu n-ai nimic de a face cu el, gândește-te că oricare din aceste familii cu care noi acum avem de a face, care, în ghilimele spus, ne sunt clienți, toate aceste familii niciodată nu s-au gândit că vor ajunge în această situație. Și cu, să nu Mihaela, dacă îmi dai voie ca o concluzie, așa să zicem, în ce mă privește, evident, ai spus odată într-un material pe net, l-am văzut, citindu-l pe Albert Einstein, că nu aceia care fac rău sunt vinovați, ci aceia care îi văd pe cei care fac rău și nu fac nimic. Fac nimic, da. Da? Exact despre asta este vorba. Așa este. Pasivitatea noastră a celorlalți așa, a condus la ceea ce se întâmplă în momentul de față în România. Și schimbări trebuie făcute și trebuie făcute cu noi toți. Adică trebuie să luptăm pentru un sistem de justiție echitabil pentru absolut toți. Familie, victimă și, bineînțeles, criminalul să fie pedepsit pentru ceea ce a făcut în măsura actului care l-a făcut și intenția care a avut-o. Deci, mulțumesc, Cătin, și te spune, ne vedem la tribunal. Primul caz, acum urmează Maria Maxim și avem următoarele cazuri. Deci, toate bune, la revedere tuturor!